Ulcerul este din ce în ce mai întâlnit printre bolile vieții moderne, un factor favorizant al apariției sale fiind chiar stresul. Care sunt simptomele acestei afecțiuni și cum ne putem trata? Aflați în materialul următor. Principalul vinovat de apariția ulcerului este bacteria Helicobacter pylori. Acest germen ne locuiește în stomac și are o formă caracteristică spiralată. Acestea lezează țesuturile stomacului și duodenului, favorizând dezvoltarea ulcerului. Bacteria secretă o mare cantitate de enzimă numită urează, care transformă urea din sucul gastric în bicarbonat și amoniac. Aceste două substanțe contribuie la neutralizarea acidității gastrice, mediul stomacului devenind alcalin, extrem de favorabil dezvoltării oricărui microb. Există însă și alți factori care favorizează producerea ulcerului: alimentația haotică, consumul excesiv de cafea, imunitatea scăzută și hrana condimentată. Dacă răspunsurile la aceste întrebări sunt afirmative, cel mai indicat ar fi să te adresezi unui medic și să faci un set de analize. Ulcerul se poate vindeca în câteva săptămâni dacă este depistat la timp și se iau măsurile corespunzătoare de tratament. Mai multe informații despre acest subiect interesant vom afla direct de la invitatul meu, domnul dr. Radu Voiosu. Bună ziua și bine v-am găsit la emisiunea Mereu în Formă. Vă mulțumesc de invitație, o zi bună să aveți și dumneavoastră. Asemenea. Ce reprezintă de fapt ulcerul și ce factori influențează această stare neplăcută? Vedeți dumneavoastră, am început să vorbim foarte prescurtat. PCR. Toată lumea, dacă spun PCR, se gândește la Partidul Comunist Român. Dar asta înseamnă și proteina C reactivă și încă alte, multe alte prescurtări. Când spunem ulcer, nu spune nimic. Bănuiesc că vă referiți la ceea ce se cheamă corect ulcer peptic. Exact. Acest adjectiv arată că ulcerul este produs de secreția clorhidropeptică a stomacului și dintr-o dată am eliminat altele cauze de ulcer, pentru că există și un ulcer malign, cancerul de stomac, și atunci vorbim despre cu tot o altă boală. Ei, ulcerul acesta este o boală care, din fericire, astăzi este din ce în ce mai rară. Cel mai supărat... Surprinzător. Da, cei mai supărați sunt chirurgii, că operează foarte rar stomacul. Înainte, zilnic, operau măcar 2-3 pacienți și astăzi nu cred că operează unul într-o săptămână. Va să zic că în producerea ulcerului peptic există trei mari cauze. Ele sunt evident mai multe, dar unele sunt nesemnificative din punct de vedere statistic. O infecție descoperită cu 35 de ani în urmă, anume infecția cu bacteria numită Helicobacter pylori, este cauza principală a producerii acestei afecțiuni. Evident, nedorite. Nici o boală nu e bună, nici ulcerul nu e o boală bună. Dar mai există o grupă de pacienți care suferă de ulcer peptic cauzat, hai să spunem, în mod răutăcios, de medici. Fiindcă doctorii prescriu o sumă de medicamente care, ca efecte adverse, evident nedorite, pot produce ulcerul. Și aceste doctorii sunt în principal cele de tip antireumatic, antiinflamatoriile non-steroidiene, diclofenacul și o grămadă de alte doctorii din această grupă, dar să nu uităm prima doctorie care a deschis calea acestui grup de doctorii, acidoacetilsalicilic, adică ceea ce românul spune aspirina. Dacă spune aspirină, spune prost, pentru că aspirina este produsul unei anume firme, a firmei Bayer. Fabricile românești produc ceea ce se cheamă acidoacetilsalicilic. Așadar, apariția ulcerului este provocată de bacteria Helicobacter pylori. Cum o căpătăm și cum o putem preveni totodată? Întrebarea, v-am spus că este o întrebare de premiu Nobel. Știm cine este bacteria asta și foarte multe despre ea. Două lucruri nu știm. Cum se transmite de la om la om și, ca atare, cum să prevenim reinfecția unui bolnav care eventual a avut această boală, această infecție, dar s-a vindecat de ea. Rămâne o enigmă. Pentru temporal. Moment, da. Dar să nu uităm că în spatele ei istoria e relativ scurtă, 35 de ani. Dacă ne gândim că bacilul lui Koch a fost descoperit în secolul XIX și încă mai dă bătăi de cap și în secolul XXI, atunci medicina modernă are oarecare motivații să fie mulțumită cu ce a realizat în acest domeniu până în prezent. Desigur că rămân lucruri încă de cercetat și de
perfecționat. Care sunt principalele simptome ale acestei boli? Cum ne putem da seama că suferim de această afecțiune? Simptomul princeps este durerea. Dar această durere trebuie să îndeplinească câteva caractere. Un coleg de-a dumneavoastră mărturisea în automobil că are o durere în capul pieptului și crede că are ulcer. Nu este suficientă localizarea aceasta, care este foarte importantă, e adevărat, dar această durere trebuie să apară ritmic în timpul unei zile. Există o oarecare ritmicitate indusă de orarul alimentar. Și mai există și o a doua ritmicitate ciclică, sezonieră. Boala are această caracteristică ciudată că se manifestă predominant primăvara și toamna. Și mai este ceva, durerea nu este exclusiv diurnă, este și o durere nocturnă care trezește pacientul din somn și îl obligă să mănânce. Este un reflex aproape și această durere se cheamă foame dureroasă tocmai pentru că te obligă să te duci să te alimentezi. Chiar un simplu pahar cu lapte este suficient ca să facă să treacă durerea. Sunt și alte simptome mai grave, cum ar fi? Vărsătura. Și vărsătura cu alimente ingerate cu o zi în urmă arată de fapt că boala este într-un stadiu de complicație sau se poate ca omul să verse sânge, să facă ce se cheamă hematemeză. Sângele nu e roșu, are aspectul zațului de cafea, dar este un semn foarte grav. Și mai există un alt fel de durere față de cea pe care am descris, o durere extrem de violentă care țintuiește bolnavul, face să se imobilizeze, durere absolut greu de suportat și care trimite bolnavul în câteva ore la spital. De când trebuie să mergem la medic? Dacă durerea, deci este această durere lancinantă care te obligă să te adresezi medicului în câteva zeci de minute, dar celălalt tip de durere, dacă persistă 2-3 zile, pentru că o durere poate fi și o întâmplare, dar dacă este se repetă zilnic și câteva zile în șir, este bine atunci să consultăm medicul. De vărsătura de sânge nu mai vorbesc, asta sperie pe toată lumea, pe bărbați în mod special, încât sigur că vor merge la medic în această circumstanță. Ce alte complicații poate genera această afecțiune? Deci de trei complicații am și pomenit fără să le numesc. Hemoragia digestivă superioară, această vărsătură cu sânge cu aspect de zaț de cafea, perforația stomacului sau a intestinului subțire, care trimite pacientul în câteva ore la spital. Și a treia este stenoza pilorică, ceea care am spus că se manifestă prin vărsătură cu alimente care au zăcut multe ore și în stomac, mai mult de 24 de ore. Mai există o complicație, dar despre ea, ca să vorbesc despre ea, trebuie să fac o lămurire. Ulcerul apare cu diverse localizări. Se poate să se producă în esofagul inferior, la nivelul stomacului, la nivelul duodenului, adică a primei părți a intestinului subțire, și undeva mult mai departe pe diverticulul Meckel, e undeva pe intestin, aproape de locul unde intestinul subțire se unește cu cel gros, dar în anume circunstanțe. Ulcerele de stomac, pe lângă cele trei complicații spuse deja, mai pot să facă ceva, pot să facă cancer de stomac. Mai grav. Și asta este cu totul mult mai grav, evident. Și de aceea ulcerul gastric trebuie urmărit cu multă asiduitate până la completa vindecare. De ce tratament avem nevoie? Ne putem trata și medicamentos fără să recurgem la apelul chirurgical? Astăzi, tratamentul chirurgical, practic, putem să spunem că este depășit. Și v-am spus de la început că astăzi chirurgii operează foarte rar un astfel de ulcer. Nu a dispărut complet, dar indicația chirurgicală s-a restrâns enorm. Într-adevăr, medicația de astăzi este extrem de eficientă
și este suficientă pentru a vindeca ulcerul în rest timp de 4 până la 8 săptămâni de la momentul în care se începe tratamentul, evident. Tratamentul este bazat, dacă vreți, pe un singur tip de medicamente care se cheamă inhibitori de pompă de protoni. Fiecare pacient al meu îmi mărturisește că a luat câva omezomeran, controloc, sunt o grămadă de astfel de doctorii pe piață, care sunt toate foarte bune și cu un alt grad de eficiență, adică vindecarea se poate obține undeva dincolo de 95% din cazuri. Când se impune operația? Operația se impune numai în caz de complicații și astăzi nici în cazul tuturor complicațiilor, fiindcă, de exemplu, o astfel de hemoragie în anume condiții poate fi oprită de doctor, dar fără să se facă o intervenție chirurgicală. Sunt metodele endoscopice de hemostază, multe la număr, foarte eficiente. Dar, desigur, nu 100% eficiente. Al doilea, perforația. Înainte era tratată exclusiv chirurgical. Asta se poate și a trata prin mijloace nechirurgicale, tot endoscopic, se poate închide perforația și să scăpăm pacientul de intervenția chirurgicală. La fel, stenoza pilorică poate fi desfăcută, între ghilimele, adică această îngustare a locului din care stomacul se unește cu intestinul subțire, printr-o simplă dilatație pneumatică, se rupe acest inel de fibroză și atunci nu mai este cazul de intervenție chirurgicală. Sigur că reușitele endoscopice nu sunt 100% și atunci, în caz de eșec al primei terapii, să zicem, neinvazive, trebuie trecut la terapia clasică chirurgicală, dar care și ea este mini-invazivă astăzi, nu se mai despică omul de la apendicele exifoid, la umbilic sau mai departe chiar. Operații mici, laparoscopice, foarte estetice, dar mai ales foarte funcționale. Dieta face și ea parte din tratament? Dacă da, ce sfaturi le dați pacienților care suferă de această boală? Am să vă decepționez, dieta a fost foarte importantă până în momentul apariției acestor inhibitori de pompă de protoni, adică până la începutul anilor 80 din secolul precedent. Era chiar tratamentul cu lapte. Laptele era dieta. Și este laptele în continuare? Este eficient, dar nu mai e nevoie de el. Fiindcă a lua o simplă tabletă pe zi de astfel de inhibitori de pompă de protoni e suficient ca să ne vindecăm fără să mai parcurgem o dietă foarte restrictivă. Dar ce este ciudat e că nu de mult am citit o statistică americană. Deși medicii știu foarte bine că această doctorie este foarte eficientă, 70% din gastroenterologii americani, deci nu de la latitudine paralela 45 în Europa, prescriu dietă. În prezența acestor doctorii eficiente, dieta a devenit inutilă. Și v-ați să zic că nu sunt alimente interzise? Nu, astăzi nu mai sunt alimente interzise. Există... Nici măcar alcoolul. Acum nu credeți măcar că alcoolul. Nu împing oamenii care au ulcer totul să cu bea țuică, dar dacă vor să o facă, o pot face fără mare pericol. Să vorbim un pic și despre remediile naturiste. Sunt ele eficiente în asemenea cazuri? Este o mare tendință astăzi să folosim natura în folosul nostru. Dar eu am apucat vremea în care tovarășii sovietici ne spuneau să subjugăm natura. E, nu o să o subjugăm, uitați-vă ce s-a întâmplat în Tibet. Chestia cu terapiile naturiste. Un medic serios nu le poate recomanda. De ce? Pentru că nu au o bază științifică. Dumneavoastră când mergeți la un doctor, vreți să căpătați un grad mare de încredere în terapia care vi se oferă. Categoric. Și atunci vă spun, dacă luați inhibitor de pompă de protoni, aveți 95-98% șanse să vă vindecați. Dacă vă spun, beți ceai de sunătoare, o să mă întrebați ce șanse am să mă vindec. Și am să ridic din nume și am să spun ceea ce este corect, habar n-am. Dar măcar ameliorează din dureri.
Nu, nu nici neapărat. Sau ameliorează din durere în măsura în care chiar și un pahar de țuică poate să amelioreze o durere de ulcer. Asta ca o glumă, dar nu este o minciună. Am avut un pacient care mi-a declarat franc că el s-a vindecat că a băut într-o singură zi un litru de țuică de prune și de atunci n-a mai avut dureri. Eu mă îndoiesc că el a avut ulcer, dar în orice caz dureri se pare că n-a mai avut, că nu m-a mai consultat. Nici măcar extractele gemoterapice nu ne pot fi de folos? Nu sunt inutile, dar în ce măsură, când eu vă dau o doctorie care vă vindecă 98%, cum pot să mai spun că 99% este dat de faptul că ați mâncat nu știu ce lăptișor de matcă cântat la o televiziune sau nu știu ce aditiv alimentar cântat la altă televiziune. Dacă aș fi... La nu dau radamentul acestor doamnelei... medicamente. Poftim? Nu dau radamentul acestor medicamente, sunt dar departe de nu sunt nici de eficiența lor. Nu sunt nocive, dar nu sunt eficiente. Domnule doctor, vă mulțumim din suflet pentru acceptul dumneavoastră de a veni la noi în emisiune și vă mai așteptăm cu mare drag. Dacă v-a făcut plăcere, sunt bucuros. Dacă m-am mai invitat, și am să cu mai siguranță. Vin. Îi mulțumesc Clarei Rotescu pentru ținuta asigurată și vă mulțumesc și vouă, dragii mei, pentru că ați rămas alături de noi. Vă invit să dați like paginii de Facebook Mereu în Formă, unde puteți să urmăriți toate emisiunile noastre. Iar dacă aveți întrebări sau sugestii cu privire la emisiune, le așteptăm cu mare interes. Aceasta a fost ediția de astăzi. Nu uitați că este în reluare duminică de la ora 15:30. Iar eu vă aștept și sâmbăta viitoare de la ora 12. Până atunci, rămâneți mereu în formă și nu uitați, bolile trupești sunt generate de cele sufletești.